Botanica Moldova, fame e mai mare ca bugetul. În Chișinău poți să mori bătut în centru. Noroc, Oteț, video Malavi Chișinău. Azi suntem în salon la Meganchic și vreau să mă delesc cu voi cu niște cu situații așa care s-au întâmplat. S-a stricat colonca dreaptă, difuzorul drept și vreau să mă sfătuiesc cu voi ce s-ar putea de înlocuit, cam cu și modele s-ar putea de înlocuit. Dacă te vedeți, eu am scos cehalele atât frumos. Și adică vreau să vă întreb, dacă vă arăt colonca și veche, originală, chipurile. Dacă și am găsit într-un magazin oficial, am găsit niște calonși Boschmann de 340 de lei, destul de bunișoare, niște calonși Sony, vreo 400 de lei, mă timp vreau să mă sfătuiți ceva până la 500 de lei, două calonși să meargă, să le schimb, știu că balubiți ceva, face mucel cu subwoofer, cu țilitele, cu calonși, poate el mi-a dat un sfat așa mai bunișor, cu ce se poate schimbat. Și vedeți magnetola asta preistorică, vechișoară, încă din 2004, la casete merge, aș vrea să o schimb și pe asta cu timp, să prind o leacă la ruble. Poate ceva cu un Kenwood, cu un Sony, Pioneer, nu știu, să vedem cu ce o să schimbăm. Trebuie dus la pățanii care se ocupă cu asta și au urnit toate cablurile, au urnit toată treaba asta aici, să scânte frumos și bine. Pe salonul, și pot să spun, pe salonul, iată aici, panel cu o leacă și aici sus e cu zgârieturi. Trebuie dat cu niște silicone, nu știu cum știi, dat de acoperit cât de cât zgârieturile astea. Că pe mine, dacă sincer, mă deranjează, nu știu cum pe alții. Și acte, de-amu, vedeți materialul ăsta de la uși, ar trebui schimbat, el cam e roz, s-o roz cu timpul și cam e calitatea, nu e chiar bună. Am făcut o chimcescă la salon, adică am dat-o la chimcescă, dar oricum materialul ăsta trebuie de schimbat, că n-ai ce faci cu dânsul. Cât vedeți aici, avem pățanski nabor, na всяki случай este cu noi, la fiecare mașină trebuie și așa ceva. Și să trebuie să schimbat, că materialul ăsta poate cu piele, cu timp o să văd cu ce o să-l schimb, o să vedem. Cam vezi pățanii fac, la Megan, un pățan a făcut tare frumos și-l schimbat aici din piele, frumos. Au obținut aici priborcă cu plionca carbonava aia, de exemplu cum e aici, da? O făcut tare frumos salonul, se vede că o mare grijă de mașina lui. Și deja mânierele astea, cu ceva, eu nu știu, cu plionca de apune, tot cu ceva căsăroasă. Și în rest, și pe salonul, și pot zvărât. Mașina așa e, un hatchback încăpător, 5 oameni în cap liber. Sidenia, pot să dau și în urmă și încă mai este loc din urmă. Stați-mă așa pe locul de urmă și să vedeți cam cum e. Iată, eu am dat scaunul ăsta așa și mai este o lucuțică de loc. Aici e tunelicul ăsta, nu e așa mare în cap picioarele. Iată, vidul din urmă, bate cam soarele, nu prea bine se vede. Și gata, băi, ce-ți mai trebuie? Ce mai trebuie la un pățan maladoi, care e pe dvijenie și așa mai departe? Ce-ți mai trebuie? Ți-ai dus curul în colo, în coașă, prima mașină s-o coate, asta mai zgârie, asta mai anină, asta mai... Sper că nu tare, Doamne ferește. Oricum, știi cum, când te înveți, faci, de mult n-am mers, eu vreo 2 ani sau mai mult n-am mers pe mașină așa normal, înțelegi? Și acât acum mă deprind, învăț așa mai departe. Și adică, nu știu, vreau să mai fac, să fac să-mi fie comod, știi? Să nu fie nici tare scump, să fie comod, să... Mă pot cătăi cu plăcere, știi, măcar muzică să fie cât de cât. Și asta am vrut să mă delez cu voi. Afară e cald, afară e bine. Trebuie și la o plimbare. Sara mi-a și pe dvijenie, o lecție pe raionul, vede și pe ce. Și ce vreau să spun, lăsați comentarii.
laicuiți, dați share-uri să vadă toată lumea, sfătuiți-mă, dați-ne sfaturi și așa mai departe. Eu îți țin în cursi, când nu vă să iau, dacă ați mă sfătuit ceva bun, ați iau calonșile astea, ați le instalăm, ați auziți cum sună și așa mai departe. Sănătate, pace și numai ghine. Poliția e coruptă și vrea să ne prindă în plasă. Oricum nicăieri nu e mai bine ca acasă. Unde-s golani sportiv, faci de o viață, Doamne. Cât de mult aș da ca să pot întoarce anii. Băieții ies la aceleași balcoane. Să merg pe mașini de lux și au contacte în organe. Straniu, dar cum altfel că nu se poate. Sportivii sunt săraci, târfele-s bogate. Banii spălați se învârtesc prin mâini necurate. Iar unele sate au rămas cu zeci de ani în spate.